Biciorilor este o bucurie ca din nou, în, după masa acestei zile, să fim împreună, la a treia sesiune. A treia sesiune toate sunt deosebit de frumoase și importante. Și este atât de frumos să vedem cum acest cuvânt al lui Dumnezeu ne răspunde detaliat la toate nevoile vieții noastre și mai ales la nevoile din familie. Dar vom vedea cu ajutorul Domnului în ultima sesiune că este un subiect deosebit de neglijat în mijlocul nostru unde cel rău a avut tendința să-și pună amprenta și să fie, acceptat, să fie acceptate gândurile lumii acesteia vis-a-vis -vis de copiii noștri. Întrebarea la care vom încerca să răspundem, care cred că fiecare din noi știm răspunsul clar și categoric, cel puțin teoretic, practică e altceva după cum vom vedea. Întrebarea la care dorim să răspundem în această după masă este a cui sunt copiii? Cui aparțin copiii? Două opțiuni. Copiii sunt darul lui Dumnezeu dat părinților sau copiii sunt Darul Lui Dumnezeu dat statului. Aceasta va, fi, aceasta va fi provocarea sau întrebarea noastră. Cu aceste spuse vă invit respectos să ne ridicăm cu toți în picioare și să deschidem Sfântul Cuvânt, un cuvânt care și în această după masă ne va vorbi la acest subiect. Sunt multe texte, dar este un text istoric, Narativ care exprimă lucrurile care s-au întâmplat acum mii de ani, dar totodată se întâmplă și astăzi. Vă invit respectos, cei care aveți Biblia dumneavoastră, să deschidem împreună la 1 Împărați, capitolul 20, unde vom citi împreună de la versetul 1 până la versetul 14, inclusiv. Repet, 1 Împărați, capitolul 20 începând cu versetul 1 până la versetul 14. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește atât de frumos în felul următor. Ben Hadad, împăratul Siriei, și-a strâns toată oștirea. Avea cu el 32 de împărați, cai și care. S-a suit și a împresurat Samaria și a început lupta. Împotriva ei. A trimis în cetate, Soli, la Hab, împăratul lui Israel, să-i spună, așa vorbește Ben Hadad. Argintul și aurul tău sunt ale mele. Nevestele și cei mai frumoși copii ai tăi sunt tot ai mei. Interesant. A încercat să pună mâna pe ceva scump. Haideți să vedem răspunsul împăratului. Versetul 4. Împăratul lui Israel, Ahab, a răspuns. Împărate Domnul meu, fie cum zici, sunt al tău cu tot ce am. Versetul 5 Solis s-au întors și au zis, așa vorbește Ben Hadad, am trimis să-ți spună să-mi dai argintul și aurul tău, nevestele și copiii tăi. De aceea voi trimite mâine, la ceasul acesta, pe slujitorii mei la tine. Ei îți vor scormoni casa ta și casa slujitorilor tăi. Vor pune mâna pe tot ce ai mai scump și vor lua. Împăratul lui Israel a chemat pe toți bătrânii țării și a zis, Vedeți bine și înțelegeți căci omul acesta ne vrea răul. Că ce a trimis să-mi ceară nevestele și copiii, argintul și aurul, și n-am zis că nu i le dau. Toți bătrânii și tot poporul au zis lui Ahab, nu-l asculta și nu te învoi. Și el a zis solilor lui Ben-Hadad, spuneți domnului meu împăratul, voi face tot ce ai trimis să cer robului tău întâia dată, dar lucrul acesta nu-l pot face. Soli au plecat și i-au dus răspunsul. Penhadad a trimis să-i spună lui Ahab, să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, de va ajunge praful Samariei să umple mâna întregului popor care mă urmează. Și împăratul lui Israel a răspuns, cine încinge armele, să nu se laude ca cel ce le pune jos. Când a primit Benhadad răspunsul acesta, stătea de băut cu împărații în corturi și a zis slujitorului lui, pregătiți-vă! Și ei s-au pregătit de nevală împotriva cetății. Dar iată că un proroc s-a apropiat de Ahab, împăratul lui Israel, și a zis, Așa vorbește Domnul. Vezi toată această mulțime mare, o voi da astăzi în mâinile tale, ca să cunoști că eu sunt Domnul. Ahab a zis: Prin cine? Și el a răspuns: Așa vorbește Domnul prin slujitorii mai marilor peste ținuturi. Ahab a zis: Cine va începe lupta? Și el a răspuns tu. Amin. Ocupați locurile. Iubiților, în ce privește educația și educarea dată copiilor și răspunsul la această întrebare a cui sunt copiii, noi ne-am gândit că răspunsul ar trebui să fie absolut clar. Copiii știm că Scriptura ne învață că sunt o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Salmul 127 cu 3 spune, fii sunt o moștenire de la Domnul, rodul, pântecul, rodul pântecului este o răsplată dată de El. Salmul 128, versetul 3 spune, copiii tăi, stau ca niște lăstari de măslini în prejurul mesei tale. Este absolut clar și categoric. Căci copilul este un dar dat de Dumnezeu, încredințat părinților pentru o vreme. Pentru o vreme în care trebuie să-i dea creștere în ce privește protecție, Creștere în ce privește bunurile materiale, mâncare, grijă și creștere în ce privește educație. Părintele ar trebui, din punct de vedere biblic, să aibă autoritatea asupra copilului. Odată ce se petrece concepția, copilul se naște, este, este o făptură vie. Înainte de concepție, bineînțeles, sunt doar două celule, dar odată ce este concepția începută, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că sanctitatea vieții deja s-a întâmplat. Întrebarea modernă, întrebarea de astăzi și întrebarea care a fost pusă și în textul nostru este: dar odată ce copilul se naște, Cine ar trebui să aibă influența primară în a îi da copilului educația necesară pentru viață, formarea gândirii, formarea procesului de gândire? Bisor, în textul nostru, primele trei versete din capitolul 20, unul, împărați, capitolul 20, primele trei versete, ne spun căci Ben Hadad, care reprezintă pe diavolul, care reprezintă sistemul lumii acesteia, a avut un plan precis. Observați, voi reciti versetul 1. Ben Hadad, împăratul Siriei, și-a strâns toată oștirea, avea cu el 32 de împărați, deci un consiliu de împărați, o agendă precisă și spun în felul următor. Avea cu el 32 de împărați, cai și care, s-a suit și a împresurat Samaria și a început lupta împotriva ei. Cuvântul lui Dumnezeu, după cum am văzut, prezintă clar căci copilul este darul lui Dumnezeu încredințat părinților. Dar, din nefericire, societatea nu întotdeauna a fost de acord cu acest lucru. Primul care nu a fost de acord în textul nostru, din antichitate, este tocmai Ben Haddad. Ce a spus Ben Haddad? Cei mai frumoși copii ai tăi sunt tot ai. Copiii care sunt în casele voastre, poporul lui Israel, sunt ai noștri. Nu mai îți aparțin ție, noi avem dreptul absolut asupra lor să îi educăm cum vrem noi, să le spunem ce vrem noi și să devină parte din proprietatea noastră nu chiar contemporan, dar cu câteva, sute, cu câteva sute de ani după Ben Hadad, a apărut pe scena lumii un mare filosof numit Socrate. Între anii 470 și 399 înainte de Domnul Iisus Hristos. Socrate este citat în cartea lui Platon, The Republic, Republica, unde spune în felul următor, toți copiii, Socrate spune, toți copiii ar trebui să aparțină statului. Aceștia ar fi rezultatul căsătoriilor de grup, iar un comitet va examina la naștere pe fiecare copil pentru defecte. Copiii care n-au trecut inspecția vor fi uciși prin abandon. Cei care au supraviețuit vor fi crescuți în creșe publice. Creșe, grădiniță, Școala primară, secundară și așa mai departe. Marele filosof Socrate. Verișor primar, se pare, cu Benhadad, care are gândul și concepția aceasta că copilul este un produs și trebuie să slujească societatea și din nou căsătorii în grup, adică fabrici de a produce copii și fiecare este examinat și cel care nu trece inspecția, care nu este perfect, este lăsat să moară, similar cu avortul, nici nu-i dă șansă să fie născut, ci îl avortează înainte de vreme, așa, iar cei care sunt suficienți de puternici trebuie puși pe mâna statului ca statul să le dea educație studentul lui Socrate, Aristotel, între anii 384 și 322 înainte de Domnul Hristos, spune în felul următor, pentru o funcționare socială adecvată, educația ar trebui să fie în mâinile orașului sau a statului. Preluând pe Socrate și preluând pe Aristotel, trec sute de ani de zile și vine un alt deștept francez, Jean-Jacques Rousseau. Folosindu-se de Socrate, folosindu-se de Platon, spune în felul următor, îndepărtați pe un copil cât mai repede și cât mai mult posibil de sub controlul părinților. Crește-l într-un sistem de învățământ finanțat de stat. Puneți la îndoială posibilitatea de a obține orice cunoștință universală valabilă pentru orice societate. În alte cuvinte, orice scriptură autoritară trebuie scoasă din mintea copilului. Și acest Jean Jacques Rousseau, deși nu a fost familist, a avut cinci copii și a abandonat pe toți la spitalul de copii, știind că vor muri acolo, și-a transferat responsabilitatea către stat și a spus Am crezut că împlinesc actul unui cetățean și a unui tată și mă priveam ca fiind membrul al Republicii lui Platon. Când a fost întrebat, cum te crezi tu așa mare savant, așa mare filosof, așa mare om, agent al schimbării, când din cinci copii pe care ți-a născut concubina, pe toți i-ai abandonat la spital și spune așa, M-a învățat marele filosof Socrate. Și noi adeseori, astăzi, ne luăm după astfel de persoane. Iubitilor, recurgând înapoi la versetul 1 din textul nostru, este un plan precis pe care diavolul îl are cu fiecare copil care se naște în casele noastre. În Statele Unite ale Americii, Sistemul de școlarizare forțată publică, adică școlarizarea statului, a început cam în anii 1820. Înainte de 1820, în proaspetele formate Statele Unite ale Americii. Știți, Cine dădea educație copiilor? Părinții. Știți care au fost rezultatele? În Statele Unite ale Americii, echipa care a format Statele Unite ale Americii, acei care au fost în generația lui George Washington, lui John Hancock, John Adams, băiatul lui John Quincy Adams, care au moștenit tradiția, învățământul uh, și integritatea puritanilor care au mers din Anglia în Statele Unite ale Americii, Benjamin Franklin, toți au fost educați acasă. După care, la vârsta de 14 ani, unii mai tineri au dat examenul de a se matricula sau de a intra la universitate. La 14 ani? Încă e un mucos. Poate l-a făcut statul mucos dar în Statele Unite ale Americii, la 14 ani se dedea admiterea. Știți la ce subiecte, știți ce subiecte erau examinate? Trebuia să știi să scrii, să citești, să articulezi în latină, în greacă, în ebraică și, bineînțeles, în engleză. Trebuia să știi să citești bine, să cunoști matematică, să cunoști toate subiectele la vârsta de 14 ani. Și acești studenți au intrat bine mersi. Aceștia au fost acei care au scris Constituția Statelor Unite ale Americii. Iubiți știți cine a fost primul secretar de stat a Statelor Unite ale Americii? A fost John Quincy Adams. Băiatul al doilea președinte, John Adams. Știți ce vârstă a avut când a devenit primul secretar de stat? 14. 14. Um, astăzi, în Statele Unite ale Americii, la facultate, încă nici nu la primii patru ani de facultate, la graduate school, la masterat și la programe de doctorat, se studiază anumite scrieri numite The Federalist Papers, hârtiile federaliste. Aceste hârtii, aceste eseuri, mai bine zis, au fost scrise și publicate. Între anul 1776, Revoluția Americană, și 1780-82. În acest timp, Statele Unite, care și-au câștigat libertatea, era cât paci să se prăbușească, pentru că fiecare confederație era separat banilor, moneda lor și n-au vrut să fie împreună, ca și. Statele Unite ale Americii. Și astfel de eseuri politice au fost scrise de James Madison și de alții savanți al zilei și au fost scrise nu pentru senatori, nu pentru oameni cu educație înaltă, au fost scrise pentru omul de rând, pentru cel care era la sapă. Ca cel care este la sapă, când va veni la vot, să știe cum să voteze. Și au fost pricepute de generația aceea de om de rând. Astăzi la liceu nu le putem preda, că nu pricepe nimeni. Astăzi la facultate normală nu le putem preda, că nu le pricepe nimeni. Trebuie să fie la nivel de masterat sau de doctorat. Și întrebarea este, cât am progresat după ce statul a luat control asupra sistemului de educație din mâna părinților? Bisor, în Statele Unite, planul în 1820 de a lua Responsabilitatea părintelui și a lua această responsabilitate și a pune în mâna statului a avut trei scopuri precise. În America, 1820, proaspăt format, America, libertate. Știți care au fost cele trei scopuri cu care s-a format acest sistem? în documentele sistemului. Nu spus de oameni a bisericii, ci de oameni istorici. Primul scop era să ieie pe copil cât de repede de sub autoritatea părintelui. De ce? Pentru că părintele îl învață ce trebuie și ce vrea părintele. Și statul nu are nevoie de oameni educați de părinți. Are nevoie de oameni educați de stat. Deci, distrugerea influenței parentale era un prim scop. Doi, să scoată din mintea copilului orice este dumnezeiesc, mai ales creștinismul. Oamenii de stat. Oamenii zis, așa, educați în ghilimele, au determinat că creștinismul este împotriva statului. Pentru că loialitatea unui creștin întotdeauna este întâi pentru Dumnezeu, iar apoi pentru stat. Și Dumnezeu este cel care guvernează suprem în societate. Și ca atare, ei au spus clar și categoric, trebuie să ne scăpăm de pacostea aceasta numită creștinism. Da, în America. 3. Deci, întâi să-l separe pe copil de părinte. 2. Să scoate creștinismul din mintea lor. 3. Scopul precis. A sistemului școlar fondat de cetățeni, a statului, era ca să schimbe orice mentalitate capitalistă în socialism. În America! În America! Socialism? Am crezut că e capitalism în America. Este cât de cât încă. Dar scopul lor de la început a fost să înlocuiască orice sistem capitalist într-un socialism și un control suprem a statului. Iubiților, acesta a fost planul precis. Ca și cum Ben Haddad a avut un plan precis, în Statele Unite acesta este planul precis. Acum, în România, Detalii de România nu cunosc, dar generalități cred că se traversează Atlanticul. În România, ca și în America, deja a început să intervină un sistem deosebit de corupt, în care nu-l mai învață pe copil abecedarul, în primul rând. Nu-l mai învață că doi cu doi fac patru. Nu-l mai învață geografie cum ar trebui, ci începe să-l învețe tot felul de prostii. În America, din clasa întâia, întreabă pe copil, ce gen crezi că ești? Astfel, punând o sămânță și plantând o sămânță în mintea băiatului că nu-i băiat. Și știți dumneavoastră cât de ușor poate să fie influențați copiii noștri. În America, la școala elementară, până în clasa 5-a, atunci când discută vis-a-vis -vis de stiluri de viață, sodomia, transgenderismul, îl întreabă pe copil care are curajul un copil a creștinilor să se ridice în picioare și să spună, auzi, eu cred că sodomia este un păcat. spune, dar de unde știi că este păcat? E scris așa în Biblie, dar de unde știi că nu ești tu un astfel de persoană, o astfel de persoană? Și știi ce, ce îi răspunde copilului? You'll never know if you like it until you try. Nu vei ști dacă îți place sau dacă ești până nu probești și până nu încerci. Vă dați seama ce sistem corupt avem în Statele Unite ale Americii și acest sistem corupt a infiltrat și România și țara noastră prin legile și prin toate reformele sau deformările care se întâmplă astăzi. Deci un plan precis. Ce mă surprinde pe mine, și cred că ce, ce trebuie să ne surprindă pe noi în textul nostru, este versetul 4. Inițial, când am citit acest pasaj, cred că l-am citit acest verset de 4-5 de ori să văd dacă chiar așa spune. Și ce spune versetul 4 este în felul următor. Împăratul lui Israel a răspuns: Împărate, Domnul meu. Când că vorbește cu Dumnezeu? Împărate, domnul meu, fii așa cum zici, sunt al tău cu tot ce am. Cum? Îți cere averea și hai că-i dai averea, că trebuie să plătești un tribut, trebuie să plătești o taxă, înțeleg. Dar copilul? Copiii cei mai scumpi, cei mai buni ai tăi sunt tot ai mei. Împărate, știi ce? Fă ce vrei cu ei scapă-mă opt ore de ei. Că deja are 5 ani de zile. Și am nevoie de un pic de pace și de liniște. Am nevoie să mă duc la servici, am nevoie să-mi văd de treburile mele și n-am prea mult timp de copiii mei. Da? O supunere surprinzătoare. Abdicăm responsabilitatea dată de Dumnezeu, la un părinte, o abdicăm și o dăm direct statului și spunem, auzi, știi ce? Crește-ne copiii noștri și iubiților, înțeleg că așa este sistemul. Înțeleg că așa am fost obișnuiți. Înțeleg că din tată în fiu așa s-a făcut. Înțeleg lucrul acesta. Și părinții mei m-au trimis la școala publică. Înțeleg. Dar ce n-am înțeles este că n-a fost întotdeauna așa. Sistemul care le avem noi astăzi este un sistem nou. Acum 5-600 de ani nu se întâmpla așa ceva. În America nu se întâmpla așa ceva. Și cel puțin când se întâmplă în societatea noastră. Înțeleg că este o tranziție, o schimbare de mentalitate. Dar ce mă surprinde pe mine este cum un părinte, trimițând un copil la școală, nu are dreptul să supravegheze materialul care este predat. N-are nicio voce. În alte cuvinte, l-ai dat pe copil acolo și statul îi bagă în cap ca pe vremea comuniștilor. Ateisme, încă atunci parcă în România era un pic mai ușor că făcea educație, te învăța doi cu doi, spunea că, tre că trebuie să fii membru de partid una sau alta, înțeleg lucrul acesta, dar copilul știa că era o distinție. Când vorbea despre evoluție, știa că e o minciună. Astăzi copilul nu mai știe că este minciună. Astăzi ne trezim în biserică, căci creștem copii care stau bine mersi pe băncile bisericii și deja la vârsta de 14 ani ne numesc bigoți, pentru că nu credem că sodomia este o alternativă acceptabilă ca stil de viață și spunem că este păcat. Căci curvia este păcat, căci adulterul este păcat. Și ei spune, dar stai un pic, cine ești tu să judeci pe oameni? Cine ești tu să judeci pe ăsta sau pe ăsta? Că de fapt s-a născut așa, spun ei. Dar de unde ai învățat că s-a născut așa? Așa m-a spus profesorul la școală, pe care îl respect și pe tine, tată, nu ești atât de educat, pe tine, mamă, nu ești atât de educată, pe tine și pe dumneavoastră vă iubesc, dar nu vă pot respecta la nivelul care îmi respect profesorul de la școală. Da? O surprindere surprinzătoare. O supunere surprinzătoare. Apoi, a treia fază. Deci, prima fază în textul nostru este un plan precis, care l-a avut Ben Haddad atunci și l are astăzi. Al doilea, a doua nuanță a textului este această supunere surprinzătoare. Și în Statele Unite ale Americii, când, când prezint materialul mai vast, de detailat, istoric, cum am ajuns în sistemul acesta și soluția biblică, unele persoane vin la mine și spun, da frate, Dacă eu accept ce spune cuvântul lui Dumnezeu, asta înseamnă că nu mai mă pot duce la cafenea în fiecare zi cu femeile. Nu mai mă pot duce la coafur când vreau eu, să aleg la gym când vreau eu. Și trebuie să mă ocup acasă în fiecare zi de copii. Trebuie să-i supraveghez. Și mă uit la această familie și spun, mă bucur că m-ați înțeles perfect. That's exactly, exact aceasta înseamnă. Iubiților, când ne-am căsătorit, am renunțat la anumite lucruri. Când am devenit părinți, am renunțat la mai multe lucruri. Cuvântul lui Dumnezeu intenționat ne prezintă această uh, supunere surprinzătoare. Și în multe comunități din state, această supunere surprinzătoare durează până la următoarea fază din textul nostru. Știți care este următoarea fază din textul nostru? Următoarea fază este cuțitul laos. Vorba românului. Toate au fost bune cât timp era teoretic, cât timp nu-l nu afecta pe Ionuț cel mic. Împărate să trăiți, sunt al tău cu tot ce am, nicio problemă. Până într-un moment când vine micuțul acasă și începe să intre în discuție cu părintele că dorește să-și schimbe genul. sau că vrea să experimenteze ceea ce i s-a propus la școală. Sau că părintele chiar purecă temele care trebuie să le facă și spune, da, uză, arată-mi temele tale și se uită acolo și se ia cu mâinile de cap. Sau că alții care au spus, frate, am crezut că matale ești un un pic fanatic. Până când am mers acasă cu mașina și băiatul nostru de 13 ani, un băiat deosebit de cuminte, care niciodată nu ne-a făcut niciun rău. E adevărat, ne-a prea vorbit cu noi, dar nu ne-a făcut niciun rău, ne-a scotat, a fost, a fost băiat la locul lui, era în spatele mașinii, și noi doi discutam cât de frumoasă a fost predica predicată, care a vorbit împotriva păcatului curviei, a sodomiei și a altor lucruri. Și spre surprinderea noastră, din spatele mașinii, copilul nostru spune, da, mam și dad, mamă și tată, sper că voi nu sunteți bigoți ca predicatorul ăla. Ala nu știe ce vorbește. Eu v-am crezut pe voi, oameni mai civilizați, mai bine pregătiți. Dar nu credeți astfel de lucruri. M a spus, frate, gândești că m-a tăiat inima. Eram pe scaun, dar dacă eram în picioare, leșinam. Cum a intrat astfel de idei în mintea copilului meu? Dar eu l-am crescut, a fost la școala duminicală. Eu l-am supravegheat în toate lucrurile acestea. Este adevărat, l-ai supravegheat să-l duci la școală și să-l iei de la școală. Să-i dai mâncare, să-i dai haine, să-l duci la școala duminicală și să-l iei de la școala duminicală, să iei de la școala duminicală. Dar cam atât. Mintea copilului s-a format diferit. Ei, Ben Hadad, atunci când vine la Ahab și spune mâine. În, vreme, în vremea aceasta eu voi veni și îți voi lua tot ce ai mai scump. Acum chiar căci cuțitul este la Os, versetul 5 și 6. Solii s-au întors și au zis, așa vorbește Benhadad, am trimis să-ți spună să-mi dai argintul și aurul tău, neveste și copiii. De aceea voi trimite mâine, la ceasul acesta, pe slujitorii mei la tine. Ei îți vor scormoni casa și casele slujitorilor tăi și vor pune mâna pe tot ce ai mai scump și vor lua. Să o tare mă tem că tot ce avem mai scump deja este în mâna lui Ben Hadad. Gândiți-vă. Dimineața se scoală. Îi se pregătește o mâncare, haine și unde este dus? La părinte? Îl duceți la fratele Moldovan? la o școală aici să, să, să le predeie teologie și sistematică? Cine a ales profesorul? Dumneavoastră? Ați interveviat profesorii? I-ați întrebat ce cred? Cum arată? Câți cercei au un nas? Câte tatuaje au pe ei? I-ați întrebat? I-ați întrebat, sunt căsătoriți, sunt necăsătoriți, sunt oameni decenți, sunt nu sunt oameni decenți, sunt drogați? I-ați întrebat? Și dacă i-ați întreba? aveți o alternativă? Dar, fără nicio verificare, cum gândiți ce? copiii cei mai, cei mai, o, tata spune, bă, bă, ochii din cap m-aș da pentru voi. Ochii din cap. Ok. Dacă ochii din cap i-am da pentru copii, îi dăm chiar pe mâna oricui? Cu străini? Că sunt verificați de stat? Ați văzut cât de interesat este statul în bunul mers a sistemului intelectual și spiritual și formarea spirituală a copiilor noștri. Și noi dăm o oră. Nu-i dăm două, ci-i dăm opt ore pe zi, ori cinci zile pe săptămână. Și asta e de la vârsta de cinci ani. Dar Jean-Jacques Rousseau a spus că la cinci ani de zile e târziu. Trebuie să iei un copil să-l dai pe mâna altuia începând la vârsta de 2 ani. Ar vrea chiar de la alăptare, dar tre mama trebuie. Doi ani de zile, mecanic este nevoie ca mama să fie acolo, să-l schimbe, să-i dea lapte, înțelegem, dar de la doi ani de zile, cât de curând posibil, scapă de copil, că e o pacoste. N-ai timp de el. Spune Ben Oamenii Oameni buni, și ne-a convins că e adevărat. Ne-a convins. Că responsabilitatea noastră, care nu se poate delega din scriptură, o delegăm statului și diavolului să ne crească copiii noștri. Foarte interesant. Surprinzător. Și parcă nu ne gândim la nuanța aceasta. Până e prea târziu. Și dacă este în sistem, nu ne facem timp să. Vorbim cu copilul. Acum, ieri am vorbit de comunicare între parteneri de viață, soțul, soția. Dar cu copiii... Cu copiii e mai greu, știu, și, -și eu sunt tată. <laughs> Auzi, cu copiii altuia am multă răbdare. <laughs> Dar cu copiii noștri, când îți spun niște idei de-al lor, îți vin să iei de gât. <laughs> cum de gândești așa? Și automat la ai oprit nu mai poate exprima nimic. Și trebuie să mă calmez, să spun, stai un pic, spune un, mai un pic din nebunia ce în cap. Fără a spune nebunia aceea în cap. Și apoi să încerci să-l aduci la realitate. Dar, iubiților, dacă sunt, condi, dacă sunt programați, sunt spălați, pe, nu la școală, America a recunoscut. Căci Statele Unite ale Americii n-au nevoie de oameni care judecă și gândesc. Au nevoie de oameni care nu judecă și nu gândește și doar trebuie să execute. Și ca tare, teoria este cel mult 10% să fie deștepți ăilalți să n-aibă capacitatea, să le deie prostie, să le deie nebunie și să îi aibă ca și agența statului toate zilele vieții lor. Ei, și pentru aceasta, când copilul vine acasă de la școală, e nevoie, după ce a fost spălați pe creier, opt ore, trebuie readus la realitate. Și întrebarea este, mai ai opt ore? Mai ai două? Mai ai una? Și spunea, dar frate, i ducem la biserică. Duminică dimineața, două ore. Duminică seara, două ore. 40 de ore la școală, apoi încă 20 de ore cu colegi care sunt la fel de deștepți ca și ei. Și credem că patru ore va putea contracara toate ideile care le-au fost băgate în cap în timpul acesta. Biserori, vedeți problema? Cei păgâni au respectat și respectă anumite părți din Cuvântul lui Dumnezeu? Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Și când va îmbătrâni, se va depărta de la ea? Nu. Ei învață. Ne-au convins. Știți, primii trei ani de zile în America, când au... Deci, închipuiți-vă. Noi toți suntem părinți. Și părinții noștri ne-au educat acasă. Și suntem bine mersi. Am înțeles să citim și să analizăm și să putem face un proces mental clar despre The Federalist Papers. Suntem oameni care. rata de citire, de literacy, nu știu cum se spune în românește, the literacy rate, în America, deci, deci rata, procentajul de oameni care putea să citească inteligent în America, în anul. 1760. A fost de peste 95%. 95% care au fost în stare să scrie, să citească și să priceapă ceea ce citesc. Asta a fost înainte de sistem. Astăzi, în Statele Unite ale Americii, peste 50% sunt functionally illiterates sunt habarniști în ce privește citirea. De ce? Pentru că sistemul școlar nu are intenția, nu are dorința să ne deie o educație copiilor noștri, ci are intenția ca să le formeze mintea și să devină oamenii statului, să creadă agenda lor, să voteze cum vor ei și învață lucruri care ar trebui să fie impermisibile să fie discutate la școală. Deci am ajuns la faza 3, cuțitul la os. Faza 4, versetul 7. O trezire ca din somn. Versetul 7. Împăratul lui Israel, a chemat pe toți bătrânii țării și a zis, vedeți bine și înțelegeți, căci omul acesta ne vrea răul. Vedeți bine și înțelegeți căci omul acesta ne vrea răul, căci a trimis să-mi ceară nevestre și copiii argintul și aurul și n-am zis că nu îi le dau. Seminarul acesta, timpul acesta petrecut împreună, este timpul în care Dumnezeu vorbește nevoilor noastre. Și dacă cel puțin la ultima parte a seminarului acestea putem să avem alți ochi cu care privim sistemul care ne înconjoară, Putem să ne uităm în țara noastră, în România, unde sunt și să vedem oare ce învață copilul și oare ne vrea binele statul sau ne vrea răul. Ce ne bagă pe gât anul acesta, ce ne bagă pe gât luna aceasta și să începem un plan în care putem să mergem Contra sistemului. Da? Pasul acesta este clar: o trezire ca din somn, o reinterpretare, o recitire, în primul rând, a textelor biblice clasice, ca și textul din Deuteronom care pune, care responsabilizează pe părinte vis-a-vis -vis de educația copilului. O recitire a proverbelor care spune clar și categoric căci este datoria și responsabilitatea unui părinte în primul rând să fie acel care dă educație copilului. O trezire ca din somn în versetul 7. Nuanța numărul 5 din textul nostru după ce este o trezire din somn, trebuie să fie o împotrivire clară. Versetul nou, ultima parte a versetului, spune în felul următor. Voi face tot ce ai trimis să cer robului tău din tâia dată, dar lucrul acesta nu-l pot face. Sol i-au plecat și i-au dus răspunsul lui Ben Hadad. În anumite țări din lume, de exemplu în Canada, de câțiva ani de zile au trecut legi care spune că este considerat ca un abuz de copil să-i spui să meargă la biserică. Sau dacă el spune că crede că e băiat, deși e fată, sau că e fată, deși e băiat, și dacă încerci să-i schimbi mintea, sau dacă are o preferință pentru sodomie și în să să schimbi mintea, este considerat ca și un abuz. Întrebarea este până când ne vom supune unui sistem care este împotriva Lui Dumnezeu cu claritate. Până când vom lăsa ca aceste lucruri să fie și să intre în mintea și în inima copiilor noștri și să devină parte din ei. Pentru că, iubiților, scopul statului este ca în 5 sau în 10 ani de zile, gândiți-vă, dacă, începe, dacă a început în România acum azi, 2 sau 3 ani de zile, după ce n-a trecut acel referendum sau aceea votare, după ce n-a trecut, rapid au băgat sistemul pe gâtul românilor. Și dacă în timp de 10 ani de zile copiii care astăzi sunt la grădiniță sunt indoctrinați, sunt spălați pe creier cu propaganda lor, ce va fi în familiile noastre? Ce va fi în societatea română? În America a produs dezastru. America era considerată totuși o țară curată, o țară morală, o țară cu integritate. O țară în care dacă a spus un cuvânt, a fost da și amin, puteai conta pe el. Astăzi este o țară deplorabilă. Astăzi generația tânără este, este, este pur și simplu vândută celor rău. Te uiți la facultăți, te uiți la propaganda, te uiți la ceea ce se întâmplă acolo și îți vine să te iei cu mâinile de cap. Am spus fraților, vii în România și parcă vezi oameni normali. Nu scriși peste tot? Nu găuriți peste tot? Încă! Dar trendul acesta se va schimba odată cu infiltrarea unui astfel sistem de educație. De aceea este important ca popor creștin ca să începem să ne reorientăm sau să gândim un pic mai adânc vis-a-vis -vis de generația care crește în mijlocul nostru. O împotrivire clară este nuanța a cincea și cu a se vom conclude. Versetul 14 ne spune că trebuie să fie un plan de acțiune. Un plan de acțiune. Deși Ahab era idolatru, păgân. Cine nu știe pe Ahab? Vai și amar de el. Totuși, Domnul îi dă o șansă. Îi trimite un agent al lui, un proroc adevărat, și îl încurajează. Spune, auzi, eu voi fi cu tine ca să știi că eu sunt Dumnezeu. Și Ahab întreabă, dar cu cine să începem lupta. Și voi vă întrebați, dar cu cum? Cum putem porni înainte? Cu cine să începem lupta? Versetul 14. Ahab a zis, prin cine? Și el a răspuns, așa vorbește Domnul, prin slujitorii mai marilor peste ținuturi. Și cine este slujitorul mai mare peste ținuturi? Tatăl din casă. Prin cine? Prin tata și prin mamă. Prin aceea. Dar cum, frate? Cum? Încă e devreme. Mai este lumină astăzi. Dacă aveți copii acasă, luați-i lângă voi și începeți să stați de vorbă cu ei pretenește, părintește. Întrebați-i ce durere au, ce învață la școală și nu lăsați cu una și cu două. Mai întrebați și ce mai? Și ce mai? Și apoi, evangelizați Spuneți-i despre Dumnezeu. Spuneți-i că problema omenirii este păcatul. Spune că este o soluție pentru păcat. Spune că tot ce se întâmplă în societate este împotriva lui Dumnezeu. Spune că ei au responsabilitatea să asculte întâi de părinți și întrebați ce îi învață la școală. Cum puteți interveni? Duceți-vă la școală. Spuneți la domnul profesor. Domn profesor, Mă numesc Ghiță Petrescu. Sunt tată la Ionuț Petrescu. Aș dori ca în săptămâna aceasta să stau și eu în clasă să văd ce predați. E copilul meu. Pot să vă ajut. Mama la fel. După care, stați de vorbă mai atenți cu copiii dumneavoastră. Uitați-vă mai atenți la temele lor. Vorbiți cu alți părinți. Faceți schimb de idei, de experiențe. Auzi, a tău ce au învățat, a tău ce au învățat. Este, este ceva, este un complot împotriva noastră, împotriva părinților? Stați de vorbă cu oamenii care sunt responsabili pentru aceste lucruri. Luați acțiune, căci Ahab întreabă, dar cine va începe lupta? Și ce îi spune Domnul? Tu. Tu. Și eu. După care iați ceva material. Ia Biblia. Și citește-o acasă împreună cu copilul. Aduc contraargumente din Scriptură. Citiți Genesa împreună, capitolul 1, 2 și 3. Că acest copil să înțeleagă că Dumnezeu a creat cerurile și Pământul. Și tot ce este în Universul acesta în șase zile de 24 de ore și apoi s-a odihnit la șaptea zi. Să știe că teoria de Big Bang este prostia cea mai big banguită să știe că evoluția este o minciună grosolană a diavolului. Să știe că nu a provenit din maimuțe, ci este făptura și creația lui Dumnezeu încredințată părinților și aveți responsabilitatea pentru ei. Visor, aceasta este legea lui Dumnezeu pentru fiecare părinte. Permiteți-mi să conclud cu un text frumos, un text clasic, care va confirma și va da instrucțiune. Deuteronom, capitolul 6, versetul, începând cu versetul 4, spune în felul următor. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Întâi, responsabilitatea Părintelui față de Dumnezeu. Versetul 6. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă. Când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să fie ca niște fruntari între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Iubiților, în alte cuvinte, legea lui Dumnezeu, învățătura lui Dumnezeu care cuprinde istorie, este istoria adevărată, istoria inspirată, trebuie învățată din Scriptură. Poruncele Dumnezeu, moralitatea care există în Sfânta Scriptură, trebuie predată de Părinte în casa fiecăruia din noi. Este responsabilitatea noastră. Știu că împreună cu dumneavoastră și eu mă simt vinovat. Că deși am încercat să facem multe lucruri, sunt multe, prea multe deficiențe în viața noastră. Făcând un sumar, iubiților, a acestui weekend, începând de aseară, am văzut din cuvântul Sfântului Dumnezeu căci prin faptul că iubirea are o manifestare biblică distinctă, și comparând iubirea care o avem noi în inima și în viața noastră, care avem o iubire pentru partenerul nostru de viață, standardul scripturii este mult mai înalt decât ce am practicat noi. Și este nevoie de pocăință. Și este nevoie de a lua uh, o decizie, de a ne închina familia înaintea Dumnezeu în ce privește comunicarea între soț și soție, în ce privește manifestarea dragostei. Apoi azi dimineața am văzut în prima sesiune că una din marile provocări ale familiei este integritatea și puritatea în minte, în gândire, în ochi, în auz și în toate organele sistemului nostru. Și aici avem nevoie de pocăință am văzut în ultimul rând căci în ce privește creșterea copiilor noștri, nu ca și un efort de a da la nimeni în cap. Pentru că, iubiților, textele acestea, în primul rând, vorbește acestui părinte atât de imperfect. Căci după ce am făcut tot ce ni se cuvine, trebuie să ne numim niște robi nedrebnici. Eu nu mă calific ca și rob nedreptnic. Pentru, încă, pentru că încă n-am făcut tot ce se cuvine să fac. Nu cred că nimeni aici a făcut. Dar, fiind expuși la Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, weekendul acesta a fost un moment de încurajare. Un moment de cuvinte dulci din partea lui Dumnezeu, pentru că ne iubește și ne iubește, iubește pe copiii noștri, partenerul nostru de viață și vrea prin învățătura Sfintelor Scripturii. Nu uitați, cum am început sesiunea aceasta, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea învățătură în Neprihănire. Pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Vă întreb, vorbește Cuvântul lui Dumnezeu în ce privește comunicarea în familie și manifestarea dragostei? Absolut. Vorbește în ce privește aceste provocări a familiei? Absolut. Vorbește despre creșterea copiilor? Absolut ne dă instrucțiuni nu neclare, ci foarte clare pentru a putea să-L glorificăm pe El în tot ceea ce facem. Voi vid respectul să ne ridicăm cu toții în picioare și împreună cu toți să venim într-o rugăciune înaintea Lui Dumnezeu, dedicând sau rededicând viața noastră și familia noastră în brațul Domnului. Spunându-i Domnului căci de azi încolo vom facem mai mult efort să fim în cuvântul lui și să lăsăm ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să modeleze gândirea noastră, dragostea noastră, manifestarea dragostei noastre. Lucrurile din familie care sunt dificile, vom lăsa pe Dumnezeu să lucreze la aceste lucruri și în mod special vom lăsa ca Dumnezeu să ne folosească pe noi ca părinți pentru a face tot ce trebuie să facem pentru ca acești copii cu care ne-a binecuvântat și cu care ne-a încredințat să fie predați și educați pentru gloria lui. Amin. Cu toții ne rugăm, Domnului.